70.000 de cais. Bun. În primul rând, tai prost. Abonat. Au prea sus? Nu, e prea în spate. Nu, e prea în spate? Da, spătarul. A, așa. Adică fii atent ce suport ai tu la frână. Aha. Uite-te la spatele meu. Cum îl dau în față? Ce se dă în față? Spătarul, că l-ai pus rotița. Zici că te-ai băgat la somn. Ți-aduce aminte cum era înainte? Așa, da. Ah, ok. Ah, hai să facem un test, și un test de frânare, ca să-mi vorbesc ce părere ai despre frânare astea. Foarte, o chestie super mega ciudată. Ce? Nu te doare spatele de la scaunul ăsta? Mă doare spatele în general. Deci nu-mi dau seama. Două motive sunt. Unu, stăteai prost până acum. Așa. Și doi, forma scaunului e super mega proastă. Deci chestia asta de aici, nu știu cine a gândit-o, dar e un mare gunoi. Din punct de vedere biologic, niciodată să nu mă așez pe coloana vertebrală. Da, și aici stai. Și tu ai exact forma scaunului să-ți așezi coloana vertebrală pe scaun. Teoretic trebuie să te doară spatele. Poți să modifici asta? Poți să modifici tot. Vreau să dau acest cablu auxiliar de pus. Din punct de vedere a poziției la volan, Alfa rămâne șef. Exact unde trebuie. Bun, hai să vedem. Cum ai făcut acum, zici că e mașină de curse. Așa trebuie să stai tot timpul. Bun, atât, nu știu, care e faza cu asta, de stă doar așa, deci așa stă ea. Prost, e scurtă pielea asta, ai umblat la ea? Nu. Atunci o făcut-o efectiv prost. Bun. Legea Alfa rămâne și pe mașina asta. Adică puntea față este incredibilă. Acum e în dinamic sau e? Nu, nu, nu. Ok, pune în dinamic. Da, fie, acționează constant. Bun, deci stau în 2500 de ture, trece în dinamic. Da, deci fii atent ce face. Adică eu pun pe accelerație 10%, de-aia îmi deschide da, 80. Da, exact. Trage mai zdravă aici. Are vreo 180 de cai. Am dreptate? Are mai mult. Da? Da. Băi, e bun? Cât are? Are 210, mă așa. A, nu e chiar. Acolo sunt multe, da. E real. Dar ce e schimbat? Că e viu, e tare. Da, deci are așa. Are soft normal. Ok. Are evacuarea, deci nu mai are filul de particule și nici înghiere. Și are evacuare cap-coadă. Păi și ea cât avea? 170. De mine plecare. E plăcut de la conduci? Da. Frânează, cred că? Nu frânează la gen 4 pistonașe. Nu? Adică mă așteptam la 4 pistonașe. Poți să fac o frânare? Păi eu asta vreau de astăzi. Gata, frânează, dă-i mă. Stai un pic. Că poate, mă gândesc că poate ieși. Fără de semnă, îți dai seama sigur. Ceva nu merge la frâne. Bă, da, trage tare, frate. Dacă de cauciucurile? Sunt overkill etrierii. Da? Da. Sunt prea mult etrierii pentru ea. Fiind foarte tari etrierii, nu-ți mai lucrează corect ABS-ul. Da, adică asta nu lucrează. Nu mai lucrează ABS-ul. Nu știu dacă ai simțit. N-am simțit, nu lucrează. Și cu volan drept. Și are sens. Bun, dar nu mai frânează cum trebuie. Adică blochează foarte repede. Alfa Romeo, când vine vorba despre puntea față, e senzațională. Bă, și mi-au transpirat un pic mâinile, ceea ce e tare. Da. Și cât costă mașina asta? Ea a costat 6.000 de euro. Păi nu e o mașină de 6.000 de euro? Da. Da. Bagă tare. Nu pot să mă abțin, e o senzație, nu știu, îmi dă o senzație. Eu într-un seria 3 de 180 de cai. N-are nicio legătură. Nu simți. Nu simți, e fan așa. Vezi ce înseamnă Alfa Romeo? Vezi, deci are și avantaje, are multe avantaje. Acum, no, ușor, ușor încep să-ți răspunzi de ce îți place. Da, e fan cu trei. Da. Da. Și de asta probabil și creezi o pasiune.
La fel, exact aceeași poveste și a lui Gulli, care povesteam. Bine, acolo e și mai tare senzația. Bă, frate, dar bucuria de a merge cu ea e senzație. Da. Da, acum încep să-mi răspund. E mișto? Da. Foarte mișto. Deci fii atent, mașina asta eu pun pariu că de serie a avut un pistonaj. Ok, ai pus 4. La aceeași greutate. Ok. Ok, uite, văd aici cu 2 pistonașe. Ia. Yeah. Mi se pare că... Eu inițial m-am gândit, mamă, dacă îmi pun niște PS4, dacă îmi pun niște PS4 pe aia... Da, se poate să fie un grip mai bun și să fie, da, se poate. Se poate să nu aibă aderență chimică. Pe grade, nu. Bă, dar ce trage, frate, să-mi bag picioarele. Hai să punem, să o punem pe drept ca să nu facă figuri. Îndreptăm și... Rochează mega repede. Da. Adică... E prea puternic etrierul. Da. Ok. Mă, știi care e ideea cu frânarea asta? Foarte mulți oameni fac o greșeală în legătură cu ideea că ok, pun frâne mai mari. Uh-huh. Dar tu i-ai adăugat, normal, mașina de pe care o făi frânele, câți cai avea? 107, a, de pe care am 200. Dar e mult mai grea. E 156 Sport Wagon se numește, care e un break greu, într-adevăr. Păi da, dar uite, există tot cu 4 pistonașe, pe aceeași caroserie de mașină, deci e mai ușoară decât asta, cu 4 pistonașe, pe Giulietta Quadrifoglio. Atunci trebuie să verifici că există posibilitatea anvelopele să fie bunoaie. Exact așa. Sunt Hankook concept. Nu, frate, Hankook nu e un anvelope proastă. Păi da, pe asta zic, păi și sunt schimbate acum de curând. Da. Trebuie să ai grijă cu frâna. Trebuie să ai grijă pentru că ăsta e sentimentul eu pe care l-am, e că frânele sunt overkill, da, adică sunt prea tare frânele pentru mașina asta. Da. Deci frânează bine, dar frânează mult prea bine. Da, frânează mult, mult prea puternic. Puternic. Da. Ok. Și mi se pare că ABS-ul nu se înțelege cu etrierii. Da, asta mai speria că mi-ai spus sincer. Adică, ok, am înțeles, ea trebuie să frâneze, dar nu mi se pare normal să blocheze, pui mei, am 80 la oră, da. Să pun piciorul ușor pe frână și deja începe să blocheze și să nu-mi facă pedala, că nu am simțit-o să facă trrrr. Da. E ciudat asta. Da. Oricum, din dreapta cât am stat acolo, Alfa. La volan, da, e Alfa. Da, e. Știu. E Alfa. E o Alfa tare. Mie îmi place că este deosebit. Este. E diferită. Adică nu e, îmi pare rău să zic, dar nu e un Golf. Corect. Știi? Este. În aceeași real. Bani. În aceeași bani. Real. Întreținerea numai în aceeași bani. Da. E compromis. E alegerea mai pasională. Exact. Da. Golful e alegerea mai logică. Da, nu poți să-mi spui că poți să te îndrăgostești așa de un Golf. Serios. Da, nu. Nu prea poți. Nu e același sentiment. Da, dar chiar dacă nu are sens. Da. Totuși ceva te leagă de ea. Te ai făcut vreodată car vertical? Nu. Nu vrei să-i facem? Ba da. Z, A, R. Da. Vezi, nu are. Danemarca. Da, nu așa scrie? 220.000 de kilometri, kilometri reali, cu înregistrări profi. Ia vezi. Cine a fost înainte a avut grijă de ea. Aproximativ 250.000 de kilometri, are 260. Uh-huh. Uzură extinsă a bucșurilor de suspensie față, evaluare euro da, în cap. Da, e tare asta cu bucșurile de față. Sunt alea de cauciuc? Planșe. De la amortizoare? Da. Chiar sunt uzate. Cablurile electrice din interiorul trapei. Și la haion ai zis că are ceva probleme. Nu mai merge. Aveți grijă la garnitura de chiulasă, ziceai că consumă... Păi uite, vezi, de ce nu-l citesc? Acum stau și mă gândesc, mamă, de dacă... Pui mei! Da, al consumului. Nu, lichid de răcire. Lichid de răcire de chiulase. Da? Mai, mănâncă. Deci mașina n-a fost lovită. Okay. Sau cel puțin în raportul car vertical, asta nu-ți garantează că mașina n-a fost lovită. Uh-huh. Dar nu are ceva reparată prin asigurare. Prin asigurare, ok. Da, acestea fiind spuse, eu am fost Mihai Beldie, alături de o super mașină și un super invitat astăzi. Mulțumesc. Care mi s-a părut foarte tare că îți e drag de brandul ăsta pe care și eu îl respect. Și până la următorul material, nu uitați, iubiți-vă mult mașinile, pa, pa!